Filipeni, capitolul 3, citim cuvântul Domnului, versetele 13 și 14. Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14, cuvântul spune așa. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Da, este ultima zi din an, ultima predică din an, ultimile momente în care suntem în casa lui Dumnezeu și avem ocazia să mai medităm, să ascultăm, să ne închinăm și să ne mai vorbească Dumnezeu. Și bineînțeles că oricare predicator ne gândim în ultima zi din an, în ultima zi din an. Și gândul pleacă la rezoluții, așa cum spunea și fratele Răzvan, de obicei la încheierea anului, oamenii fac rezoluții. Se gândesc la anul care urmează și se concentrează la ce ar trebui ei să facă în mod specific. Statisticile arată că nu se alege mai nimic din rezoluțiile oamenilor. În prima lună din an, până la sfârșitul lui ianuarie, 80% uită preluați din nou de problemele vieții, de goana acestei vieți, de normalitatea vieții, pur și simplu alunică. Uită, devine păsător și își continuă mersul în condiții normale. Și atunci, văzând lucrul acesta, și nu doar anul trecut, dar de-a lungul vieții, am, am evitat să mă concentrez la rezoluții. Și am căutat să mă concentrez și eu și am încercat să încurajez și pe alții să se concentreze mai departe și mai bine la dedicare sau consacrare. În loc de a face 3, 4, 5 sau 7 sau 10 rezoluții pentru anul care urmează, mai bine ar fi ca rezoluția ta și a mea pentru anul care vine să fiu dedicat, să fiu consacrat, să fiu credincios lui Dumnezeu. Și dacă reușesc lucrul acesta, am câștigat și eu și câștigă și împărăția lui Dumnezeu. De aceea mi-am intitulat mesajul rezoluții sau dedicare, consacrare. Și am folosit acest cuvânt pentru că aici avem de-a face cu numa lui Dumnezeu. Consacrat. Fără consacrare, fără dedicare, nu poți să înaintezi bine. Bați pasul pe loc, te învârți în cerc, uneori îmi imaginez viața asta și privind și analizând pe alții și n-aș vrea să fiu și eu în acea situație, îl văd pe șoarecele acela, nu știu, Cred că niciunul dintre dumneavoastră nu aveți acasă, dar ați mai văzut caricaturi, ați mai văzut într-o poză, cele într-un cilindru. Într-un cilindru și face exercițiu, aleargă în continuu. Și te uiți la el, se mai oprește din când în când, iar aleargă, iar se oprește, iar aleargă și te uiți la el și te gândești cu minte de om, logică, și zici, bietușoare, ce aleargă, uite, face exercițiu, merge. Într-o paranteză, așa cu un zâmbet, e, vă spun cam așa facem noi pe treadmill. <laughs> pe treadmill. <laughs> Sunt Șoarecele acela care merge, dar nu mergem nicăieri. Și te uiți la șoarece și îl vezi și zici, unde mergi? Păi mă duc, dar unde mergi? Păi mă grăbit, dar unde mergi? Păi da, mă duc, mă duc. Dar nu merge nicăieri și tot acolo e și bate pasul pe loc. Uneori în viața spirituală, oamenii sunt așa, merg, merg în cerc, încep iar și iar se întorc și iar încep și iar încep și numai nu continuă, nu merg. Oamenii dedicați, fraților, oamenii consacrați, merg, merg înainte și merg drept. Primul gând pentru mine și pentru dumneavoastră în seara aceasta, omul dedicat Merge drept. Uită ce este în urmă. Nu se mai concentrează, nu-i cu mintea și inima și simțurile la ce s-a întâmplat, chiar dacă le poate folosi ca să-l ajute în viitor, dar uită ce este în urmă și privește înainte ca să meargă drept. Punctul de reper a omului consacrat este Hristos. Noi suntem cu ochii pe El. Noi la El privim, înspre El mergem. Dacă mergi drept, nu privești nici în stânga, nici în dreapta, ci privești la Hristos. Nu privești nici la picioare. E ca și mersul pe bicicletă. E ca mersul pe bicicletă. Dacă țineți minte când ați învățat să mergeți pe bicicletă sau când v-a învățat mama sau tata sau un prieten, Primul lucru care v-a spus, măi, nu te uita jos, că tu iai bicicleta și te uiți jos, măi, nu te uita jos, că nu așa înveți să mergi pe bicicletă. Uită-te înainte, undeva așa în față, nu te uita în jos, nici în stânga, nici în dreapta. Chiar și acum, acum să zic că ai putea să mergi dacă ești expert privind în jos, dar nu-i prea sănătos. Dar nu prea poți să mergi dacă te uiți în stânga sau în dreapta, Omul consacrat știe să meargă drept și să privească în față pentru că merge pe o cale îngustă. Fraților, drumul nostru este pe o cale îngustă. Matei 7 cu 14. Strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. Și dacă ești pe o cale îngustă, trebuie să ai grijă ca să mergi drept. Pentru că nu-i multă toleranță în stânga și în dreapta. Nu nu preț poți să mergi prea departe. Știu că noi suntem tentați în continuu să știm unde e maxim, până unde putem să mergem fără să cădem de pe cale. Care e punctul maxim? Și pentru omul consacrat, pentru omul care privește spre Hristos, pentru omul care e hotărât, pe el nu-l interesează unde e marginea drumului, pe el îl interesează unde e centrul drumului. Noi nu ne raportăm la marginea drumului, noi ne raportăm la centrul drumului. Noi călătorim pe centru privind înspre Hristos. Trebuie să mergem drept. Trăim într-o lume care nu se mai poate concentra. Nu mai poate să aibă ochii ațintiți în direcția în care merge. Să uită în continuu, stânga și în dreapta. Oamenii de specialitate uh, au. Numit această stare ADD, Attention Deficit Disorder. Și e mai în vog acum, e mai la mod acum decât cu social media. Chiar că oamenii nu se mai pot concentra. Este aproape imposibil să ai o discuție mai lungă cu cineva și să se concentreze la ceea ce discuți. În două minute, în cinci minute, în două secunde, mintea i-a mers în altă parte. Copilul nu se poate concentra la tema de casă, nu se poate concentra la ce are mama de spus sau tata de spus. În continuu are atenția distrasă în stânga și în dreapta. Într-un astfel de contest se găsesc și cei credincioși fraților. Și noi putem să fim derutați. Ba dintr-o parte, ba dintr-alta. Unul zice într-un fel, celălalt zice în alt fel. Unul are o părere, celălalt are o altă părere. Te duci pe drum, te concentrezi pentru câteva minute și în ziua următoare cineva îți spune altceva și nu mai știi ce să crezi, nu mai știi încotro să apuci. Frați și surori, oamenii de consacrați, oamenii dedicați privesc înspre Hristos și ei merg înainte, merg drept. Dacă nu mergi drept, pericolul este foarte mare ca să nu ajungi la destinație. Avem multe exemple, li amintesc doar, îl amintesc pe prorocul din Iuda, la Betel, trimis la Eroboam. Nu a păstrat drumul drept, în 1 împărați 13. El a primit instrucțiuni clare cum să meargă și ce are de făcut. Și a făcut el drumul lui și nu s-a mai întors acasă. Iona a fost trimis de Dumnezeu și a primit instrucțiuni clare. Dumnezeu îl trimite la Ninive, și el deviază la tars, are alt drum. Dacă nu asculți de Dumnezeu, nu mergi drept și e imposibil să ajungi la destinație. Eroarea nu trebuie să fie mare. Am mai spus poate lucrurile acestea și greu pentru mine după atâția ani de predică să spun numai lucruri noi sau să nu mai amintesc lucrurile pe care le-am predicat în urmă cu câțiva ani sau 10 sau 20 de ani. Mi-am adus aminte că acum să împlinesc 37 de ani de când am sărbătorit primele sărbători de iarnă în libertate. Cu 37 de ani în urmă eram cu cei dragi ai mei în Iugoslavia, în lagăr. Acolo, în libertate, am făcut pentru prima dată sărbătorile și au trecut. nu vine să cred, au trecut 37 de ani de atunci. Și 43 de ani de când l-am cunoscut pe Domnul, între Crăciun și anul nou, în anul 1980. Nu-mi vine să cred. Și normal că în timpul acesta, predicând de mii de ori și căutând să înveți oamenii care este voia lui Dumnezeu, mai trebuie să te repeți. Și nu nu strică și nu cred că uh, e o greșeală ca să ne repetăm, că mai vin oameni noi, se întorc oameni noi la pocăință, tinerii care. Gândiți-vă, tinerii care sunt acum de 20 de ani, ei nu știu că. Ei nu au fost la slujbă în biserica veche sau ei nu mai știu că a fost, chiar dacă a fost de un an sau de 2 ani de zile, ei nu țin minte, ei nu știu că a fost o biserică veche și noi ne-am închinat în clădirea veche. Toți tinerii sub 20 de ani. Așa că dacă mai repetăm sau mai spunem același lucruri, face cuiva bine. Devierea nu trebuie să fie mare, ca să ajungi la punctul greșit. Devierea e suficient să fie doar un pic de la drumul drept și nu mai ajungi la destinație. Unii cred că dacă faci o deviere mare, ești în pericol. Nu, în pericol ești și când faci o deviere mică. Săptămânile trecute, nu știu dacă o săptămână sau două a trecut, de când am aflat și am citit că la ora actuală, în Biserica Catolică, se permite ca preotul să binecuvinteze cuplurile de același sex, care s-au căsătorit sau se căsătoresc. Dar nu li se dă voie să se facă nuntă. Nu li se dă voie încă să citească din manualul dedicat pentru căsătorii. Nu li se dă voie să folosească cuvinte pentru căsătorie dar li se dă voie ca să-i binecuvinteze. Deci devierea nu are loc dintr-o dată, ați observat? Înțelegeți gândul acesta. Nu, nu, se fac încă astfel de căsătorii, ci doar a început puțin cu binecuvântare. Li se permite să facă binecuvântare. Și preotul și mirii nu trebuie să fie îmbrăcați în haine de sărbătoare, ci să așa mai casual, doar li se permite să fie binecuvântați. Deja stă lumea la rând, deja stă oamenii la rând ca să fie binecuvântați. Pentru ei e suficient. Oh, m-a binecuvântat preotul, înseamnă că m-a binecuvântat Dumnezeu, m-a binecuvântat biserica. Dacă sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu, nu mai e păcat. Deja devierea este mică, dar destinația e greșită. Nu trebuie să se facă devieri mari. Mare atenție, iubiți tineri, iubiți frați și surori, deja s-au făcut devieri. Deja în Biserica Pentecostală s-au făcut devieri. Deja între credincioși s-au făcut devieri. Îți prea mari devierile care s-au făcut pentru ca să se mai facă și altele. Repet, devierea. Chiar dacă e mică, e catastrofală în timp și în spațiu. Îmi aduc aminte din nou, de exemplu, care poate l-am folosit câțiva ani în urmă, folosind pământul și luna și apoi soarele. De exemplu, modul în care am învățat noi la școală, când am văzut. Uh, Pământul desenat, luna și soarele, ne-am format o imagine vis-a-vis -vis de distanță, de spațiu, dar e fals. E fals. Distanța între pământ și lună este mult mai mare decât ne imaginăm noi și cât am văzut noi la școală. De exemplu, dacă, dacă micșorăm pământul de 50 de milioane de ori, dacă micșorăm pământul de 50 de milioane de ori, pământul va fi de mărimea unde mici, unde unei mingi de basketball. Pare rău că n-am o minge de basketball, că exemplul ăsta ar suna, ar arăta mult mai fain. O minge de basketball, e pământul. Dacă luăm luna și o micșorăm de 50 de milioane de ori, luna devine aproximativ de mărimea unei mingi de tenis de câmp. Deci, uh, cam cât e sticla asta, ok? Ăsta e pământul, dar imaginați-vă că e mai mare. Unul dintre băieți, are my friend acum, you're right here, come here, please. Ăsta, ne imaginăm că asta e mingea de basket, ok? Just hold on to that for, for right now. Asta e mingea de basket, e pământul. Și asta e mingea, this is the tennis ball, ok? And this is the moon. This is the earth. Okay? It's a basketball size. That's the moon. După ceea ce am învățat la școală. Where should this be compared to this? Cam unde ar trebui să fie? Cam unde ar trebui să fie luna în comparație cu pământul, după cum am învățat la școală. Is this good or should I go further? Can you start moving that way? Can you start moving that way? Yeah, yeah, keep going, keep going, but then you can face me. Keep going, keep going. Yeah, on the hallway, keep going on the hallway. Yes, you can stop right there. This is it should be about 40 feet. I don't know exactly how much is here. 40 de picioare. Trebuie să fie. Asta e distanța în realitate, nu cum am învățat noi la școală, între pământ și lună. Și acum, dacă ar fi să punem soarele. Soarele are 87 de fit în diametru, tot micșorat de 50 de milioane de ori. Soarele ar fi o minge care începe jos aici la, la scări și se termină la vârful unde este steaua. Acolo sunt 87 de fit. Deci ar încăpea în clădirea asta ca mărime, dar n-ar încăpea ca înălțime. O minge de 87 de fit. ăsta e soarele. Și cam unde credeți că ar trebui să punem soarele? În, în acea, raportat la aceeași distanță. Aici e pământul, acolo e luna unde trebuie să așezăm soarele ca să fim după cum e în spațiu, în realitate? Cam unde ar trebui să mergem? La Happy Valley? Is it? It's far, right? Well, it's not enough la Happy Valley. Știți că nu e enough ni, nici la Happy Valley cu I-17. Trebuie să mergem la 3 mile, la 3 mile distanță. Unde e 3 mile? Aproape de casco, ok? În linie dreaptă. Ok? Acolo ar trebui să fie soarele. De ce am făcut exercițiul ăsta? Uitați-vă, dacă de la Pământ la Lună greșim un grad, un grad e a 360-a parte dintr-un cerc, 360 de grade. Un grad e 300, a 360-a parte dintr-un cerc. E foarte puțin un grad. Aici nici nu-ți dai seama de el. Dar dacă greșești și deviești cu un grad, știți pe unde trecem pe lângă lună. Luna are aproximativ diametru de 3400 de kilometri. Știți cât trecem pe lângă lună? 6700 de kilometri. Deci îi facem bye-bye la lună cu un singur degree. Thank you, you've been great. You can drink the water. It's yours, keep it that's your reward. <laughs> God bless you. Un singur grad, o mică deviere, te duce la o distanță uriașă când e vorba de destinație. Ce se întâmplă azi în societate și în biserică și între credincioși, ne permitem, de dragul oamenilor, de dragul îngăduinței, pentru că iubim. Ne permitem să deviem. Și nu deviem mult, că se revoltă oamenii dacă deviem mult. S-a revoltat biserica dacă am devia mult. Dar dacă se deviază câte un picuț, așa, nu se simte. Nu se simte. Și dacă spunem bun venit la puțin, se va spune bun venit și la mult. Și nu va mai fi limită. Pentru că odată ce ai deviat, azi ai deviat puțin, mâine devii mai mult, poi mâine devii și mai mult. Am avut discuții asta și cu, cu tinerii acum la, la camp. Dacă se acceptă anumite lucruri și cât se acceptă și ce se acceptă. Și dacă e păcat, de exemplu, să bei un pahar de vin. E o întrebare simplă de la tinerii care cresc acum în generația în care, în care trăim. E păcat sau nu e păcat să bei un pahar de vin? Numai un pahar. Și întrebarea, că la întrebarea asta trebuie să răspunzi cu altă întrebare. Că e biblic lucrul ăsta. Și Domnul Hristos a făcut la fel. Răspunzi cu altă întrebare. Și următoarea întrebare este. Dacă nu-i păcat un pahar, E păcat două? Dacă nu-i păcat două, e păcat trei? Dacă nu-i păcat trei, e păcat patru? Unde mai pui limita? Unde așezi limita? Dacă nu-i păcat puțin, dacă nu-i păcat puțin, și pe care bază biblică? Spunem noi că puțin nu-i păcat, dar mai mult e păcat. Când e vorba de alcool. Puțin nu-i păcat, dar mult e păcat. Putem aplica principiul ăsta la minciună. La minciună. Puțin nu-i păcat, dar mult e păcat. Păi cât e puțin la minciună? Și cât e mult? Unde e limita? La minciună. Dar hoție. Hoție. Puțin nu-i păcat, dar mult e păcat. Se aplică? Se poate aplica. Se poate aplica același principiu la, la minciună, la hoție. Se poate aplica la violență? Mă, o palmă, o palmă, nu-i păcat. Dacă ar fi să vorbim cu surorile, să zicem, măi, am învățat pe frați că o palmă nu-i păcat să le dea la neveste, numai două e păcat. Păi bărbatul zice, dacă o palmă nu-i păcat, deci de ce e păcat două? Ori totul, ori nimic. Și noi biblic adoptăm principiul de nimic. Nu-i voie nimic. Orice ieșire e păcat. La adulter se poate aplica principiul: îi păcătos omul care păcătuiește mult sau păcătuiește cu trei femei sau cu patru femei, dar dacă păcătuiește numai cu una în plus, nu e așa mare păcat. Se poate aplica. Observați că pe calea credinței, ori totul, ori nimic. Și nimicul e cel mai bun. Nimic. Alcool, nimic minciună, nimic hoție, nimic adulter, nimic violență, nimic răutate. La răutate, cât e? Mă, un pic, de, să fii un pic rău măcar, măcar un pic, că nu-i păcat. Bârfă, mă, bârfești un pic, nu-i păcat, dar mai mult e păcat. Observați că pe calea credinței, ori e totul... Ori nimic. Și noi, în baza scripturii, am adoptat principiul de nimic. La bijuterii, surorilor și tineri și frați. La bijuterii același principiu. Ori totul, ori nimic. Dacă e voie cu bijuterii, atunci n-ai ce limită să pui la bijuterii. Dar dacă nu-i voie, nu-i voie. Dacă Biblia vorbește împotrivă, nu vorbește împotrivă la mult, vorbește împotrivă la tot. Așa că cineva va zice, mă, dar lănțișorul ăla aproape că nici nu se vede, că am mai văzut așa vizitatori sau musafiri sau tinere Zice, mă aproape nici nu se vede și a trebuit să mă uit și eu cu atenție când am salutat. Mă, are sau nu are lănțeșor? Dar de ce îl porți? De ce îl porți? Că zici, mă, dar nici măcar nu se vede, că e așa sensibilă. Atunci de ce îl porți? Mai bine să nu l porți. Că vine alta și îl pune unul de un deget. Și aceea va zice de ce celălalt cu ăla subțire are voie și eu n-am voie cu unul cât un deget. Și altul va veni cu un lanț, cum a avut vaca atunci când îi puneam, îi puneam clopoțelul la gât. Va veni cu un lanț. Și ăla va zice, dar de ce nu-i voie? Și dacă-i voie lanț, de ce nu-i voie brățări? Și dacă-i voie brățări, de ce nu-i voie cercei? Și dacă-i voie cercei în urechi, de ce nu-i voie nas? Și dacă-i voie nas, de ce nu-i voie în sprânceană? Și dacă e voie în sprânceană, de ce nu-i voie în buză? Și dacă e voie în buza de sus, de ce nu și în buza de jos? Și lista continuă. Și până la urmă ne trezim că putem să fim îmbrăcați în bucăți de metal prețios, ca și cum ar fi explodat o grenadă de aur în fața noastră și s-a oprit peste tot. Biserica Domnului Hristos, a adoptat mesajul simplu al Evangheliei pe calea credinței, spunem nu la tot ce Biblia vorbește și spune nu. Și nu înseamnă zero, nimic. Pentru că în momentul în care ai deschis ușa sau poarta, devierile sunt uriașe. Și nu-i mai dai de capăt și atunci fiecare își face regula lui, fiecare își face principiul lui și fiecare vine și spune, a, dar conștiința mea, conștiința ta îți dictează acolo unde Biblia tace și nu spune nimic. Acolo unde Biblia tace și nu spune nimic, conștiința ta luminată de Duhul lui Dumnezeu se raportează la conștiința bisericii și dacă conștiința bisericii mai îngustă decât conștiința ta, tu trebuie să respecti conștiința bisericii. Ascultă-mă. Deci dacă conștiința ta îți permite mai mult decât permite conștiința bisericii, tu te limitezi la conștiința bisericii, respecti biserica lui Hristos. Și mai departe. Dacă conștiința ta e mai îngustă decât conștiința bisericii, dacă tu zici biserica e prea libertină, dacă tu zici lucrul ăsta, Domnul să te binecuvinteze. Respectă conștiința ta. Ai dreptul și te binecuvintează Dumnezeu ca să mergi pe o cale mai îngustă decât merge biserica. Respectă conștiința care e cea mai îngustă. Dacă a ta mai îngustă decât a bisericii, du-te după a ta. Dacă a bisericii e mai îngustă decât a ta, respectă conștiința bisericii. Nu-ți fă drumul tău care e mai larg pentru că ești în pericol. Calea este îngustă, porta este strântă. Și numai cei care merg pe această cale ajung la destinație. Nu vă permiteți și să nu ne permitem să deviem. Omul consacrat merge drept. Nu-ți permite să deviezi. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei 2, Timotei 2 cu 4, niciun ostaș nu se încurcă sau nu se împiedică în treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a tocmit, l-a înscris, l-a chemat la oaste. Privește înspre Isus. Nu lăsa ca un film, un spectacol, un pahar, o înjurătură, o bârfă, o indulgență să strâmbe drumul. Nu permite lucrul acesta. Banii, minciuna, voturile în conducere, presiunea oamenilor pot cumpăra o deviere de la traiectorie. Noi am vrea să mergem drept. Dacă doresc un lucru pentru mine, pentru casa mea, și pentru Biserica Domnului Hristos este ca să mergem drept. Nu doar să mergem. Anii trec. Un om înțelept spunea, timpul trece și când nu faci nimic. Anii se duc. Dacă n-ai făcut nimic anul ăsta, anul totuși a trecut. Vine 20, 24. Și pentru cei care au făcut ceva, și pentru cei care n-au făcut nimic. Timpul trece. Viața se duce înainte. Chemarea noastră este să mergem drept. Oamenii care sunt consacrați, oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, vor căuta să nu devieze. Nu devia. Nu devia de la ce spune Scriptura. Nu te uita la ce spune lumea. Nu te uita nici după biserica metodistă care a luat o razna de mult prin această mișcare. Nu te uita nici acum la Biserica Catolică, pentru că și ei au început, dacă Papa a dat dreptul la lucrul ăsta, imaginați-vă ce se întâmplă în câțiva ani, că dacă Domnul nu vine și noi rămânem în viață, în câțiva ani se vor face căsătorii oficiale. Dar e ca și cum s-ar fi făcut. Și lista continuă. Uitați-vă în lume. Unde a deviat lumea? Uitați-vă la școli. Că ne îngrozim de ce se întâmplă în instituțiile de învățământ, de la universități, college, până la școala elementară. Nu mă mir că părinții sunt îngrijorați, se gândesc la copiii lor și să ne rugăm în continuare Dumnezeu să ne ajute cât de repede să putem deschide o școală aici pentru ca să ajutăm părinții și copiii să învețe ce trebuie învățat la școală. Să învețe geografie, să învețe istorie, să învețe matematică și despre Dumnezeu și moralitate să învățăm noi și să învețe Evanghelia. Nu să învețe oamenii fără Dumnezeu. Ce să te învețe oamenii fără Dumnezeu despre moralitate? Ce să te învețe oamenii lui Dumnezeu despre dreptate, despre cinste, despre omenie, despre respect? Pentru că oamenii fără Dumnezeu îi interesează de ce este acum și aici. În schimb, noi avem o țintă. Noi avem pe cineva care a mers înaintea noastră și acel cineva este Hristos. El ne-a trasat drumul și după el au mers ființii apostoli. Și după ea a mers biserica. Biserica Domnului Hristos și înaintea noastră au mers părinții și bunicii noștri. Și am învățat ceva bun. Am învățat să nu deviem și chiar dacă am deviat la anumite lucruri, Dumnezeu să ne ierte să ne întorcem înapoi. Mai bine te întorci înapoi decât să o iai razna tot înainte. Dacă vezi că mergi greșit, îți îndrepți drumul, nu fugi mai tare. Am să mă opresc aici și continuăm cu ajutorul Domnului în viitor când Domnul va rândui acest mesaj. Gândul rămâne omul dedicat, omul consacrat. Merge drept și nu deviază. Decide pentru tine să fii consacrat anul acesta lui Dumnezeu, în loc să faci o mie și una de rezoluții. Mai bine să spui, Doamne, vreau să rămân dedicație și cuvântului tău și vreau să merg drept pe cale. Ajută-mă, Doamne, pentru că vreau să ajung la destinație. E important drumul, dar e mai importantă destinația. Că nu se poate ajunge la final pe orice drum. Nu se poate ajunge decât prin Evanghelie și prin Hristos, Domnul. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, frați și surori. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns aici. Mai sunt câteva ore din anul acesta. Îi mulțumim lui Dumnezeu care a vecheat asupra noastră. Noi ne vom urga acum și va fi ultima rugăciune din anul acesta corporativă, împreună, aici. Vom mai avea o rugăciune la 12 noaptea pentru cei care o să fie treji. Majoritatea dintre dumneavoastră o să fiți treji la ora 12. Dar unii care nu sunteți așa cu sărbătorile, o să mergeți la culcare. Domnul să vă binecuvinteze. Nu-i nu -i niciun păcat, nu pierdeți nimic. Dacă nu aveți motiv să stați treji până la miezul nopții, odihniți-vă și dormiți bine, că e, e sănătos. Ca să te poți odihni, ai destul stres și necaz. Dar majoritatea dintre dumneavoastră o să fiți treji. La ora 12, acolo unde suntem împrăștiați în orașul acesta și în orașele limitrofe, acolo unde o să fim fiecare, să ne oprim pentru câteva momente, câteva minute și să ne unim în rugăciune. Și să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru anul acesta și să rugăm pe Bunul Dumnezeu, El să ne binecuvântează și mâine seară la orele 5 să ne vedem din nou în casa Lui Dumnezeu. Haideți acum împreună să-i mulțumim Lui Dumnezeu și să-L rugăm pe El să ne ajute să rămânem credincioși Lui. Amin.